Mulțumim tare mult! Doamne ajută! Bună seara! Doar câteva cuvinte cu îngăduința și cu dragostea dumneavoastră, cu bunăvoința dumneavoastră, aș vrea să spun legate de această carte despre care s-a scris, s-a vorbit și se va scrie încă și se va vorbi mult. Din perspectiva mea sau din punctul meu de vedere, ca să abordez doar o latură, dacă vreți, cuprinsă în această carte, conținută de această carte, vă voi mărturisi că este, dacă vreți, ca un jurnal al unei convertiri și al unui convertit. Jurnal scris totuși de un alt autor, nu de convertitul în sine. Însă este totuși și acest gen literar în carte al jurnalului. Și este vorba de prezentarea lui Petre, cel care s-a întors din morți și la propriu, revenindu-și dintr-o moarte clinică, și l-a figurat, dacă vreți, dar de fapt mai superior din punct de vedere duhovnicesc, convertindu-se și mai mult călugărindu-se, devenind din călău și din torționar un fiu al lui Hristos, convertit și asumat de către biserică și în biserică. Un jurnal răscolitor. Răvășitor, cum spunea și Părintele Paroc, Părintele Daniel Goga. O carte care predispune la convertire, la punerea multor întrebări esențiale, poate nu multe, dar esențiale, nu foarte multe, însă suficiente ca să-ți schimbe traiectoria vieții, ca să-ți schimbe mersul ei din unul nefiresc în unul firesc. Dintr-un mers fără Dumnezeu, într-unul cu Dumnezeu. O carte ce provoacă la întrebări, ce te îndeamnă, te cheamă, te adună către întrebări, spre multe întrebări. Și acestea toate esențiale, existențiale. Într-un cuvânt, vorbim de o carte cu adevărat patristică, cu adevărat patrologică, cu adevărat duhovnicească, spirituală. Nemai vorbind sau trecând dincolo de considerațiile teologice, duhovnicești și filocalice ce sunt cuprinse de către această carte, ce sunt conținute de către această carte, ajungem la întoarcerea Fiului rătăcitor de ieri, din Evanghelie, din pilda de ieri, de la desfrânare la Tatăl Său, de la păcat la virtute, de la boală la sănătate, de la pământ la cer, de la iad la rai. Merită citită cartea. Merită răscolită cartea, nu răsfoită, răscolită, ca apoi ea să fie cea care ne va răscoli pe noi, pe fiecare, cei care o vom citi. De aceea îi mulțumim mult domnului Ciomârzgă că a avut toată dragostea de a fi în seara aceasta aici, alături de noi, împreună cu noi, și a fi noi, a fi onorați de această părtășie și această împărtășire din această carte, jurnal al unei convertiri și al unui convertit, care nu face comentarii de prisos, dar duce la întrebări de folos. Vă mulțumesc! Doamne ajută!